O femeie însărcinată în 8 luni și soțul ei puteau să moară seara pe o șosea din Brașov din vina unui șofer beat. Acesta a intrat pe contrasens direct în mașina lor. Pompierii i-au scos pe amândoi din ghemul de fiar. Alături de cei doi soți mai era un cuplu, mai erau finii lor și aceștia au fost răniți, dar starea lor nu este la fel de gravă. Din jocul drumului, doamna, a intrat un trău. Însărcinată în luna 8-a, Laura era pe scaunul din dreapta, iar soțul ei la volan. Mergeau spre casă, la întorsura Buzăului, împreună cu finii lor. În urma lor, la câteva sute de metri, într-o altă mașină, era cumnata Laurei. Eu a trebuit să intru la Peco să mă alimentez și l-a mers înaintea mea. Când i-a ajuns din urmă, femeia a văzut o scenă de coșmar. Un șofer beat a ieșit în calea lor și i-a scos de pe șosea. Impactul a fost violent și, după cum vedeți, autoturismul cred că s-a și răsturnat, de altfel, în afara porții carosabile pe câmp. Șoferul care mergea spre el curgea sângele din el. Laura și soțul ei au rămas prinși între fiare. Era conștient, să zic așa, dar nu știa ce s-a întâmplat. Aia mi-a zis că doare brațul și l-am întrebat dacă își simte picioarele și mi-a zis că nu știe. Tânăra însărcinată în 8 luni era în stare de șoc. Laura, n-am putut să vorbesc cu ea absolut nimic. În timp ce medicii încercau să o liniștească pe viitoarea mămică, pompierii se chinuiau să-l scoată pe soțul ei din mașina distrusă. Șoferul vinovat și cele 4 victime ale sale au ajuns la spital. Fina nu are contuzii prea multe, doar și-a spart arcada atâta. Iar finul s-a dat singur jos de mașină. Șoferul de 55 de ani care a provocat accidentul a rămas fără permis și e cercetat pentru vătămare corporală din culpă.